Bun găsit la Lumea nu este cum crezi. Dintre toate materialele canalului meu, cele mai multe comentarii, atât favorabile cât și nefavorabile, unele de-a dreptul dușmănoase și agresive, au fost provocate de două clipuri din această serie. În ordine cronologică, ele sunt Motorul cu apă și Perpetuum mobile. Dacă nu le-ați văzut și vreți să le vedeți, găsiți adresele în descriere. Și pentru că am văzut reacții asemănătoare și pe alte canale, m-am întrebat de multe ori de ce materialele legate de perpetuum mobile și de dispozitive care aparent produc tot felul de energii electrice, mecanice, chimice și așa mai departe, stârnesc reacții atât de puternice. Și am ajuns la concluzia că sunt trei motive principale și voi vorbi despre ele în acest material. Cele trei motive sunt următoarele. Primul, nu este înțeleasă corect noțiunea de energie. Al doilea, nu se înțelege faptul că legile naturii, deci și conservarea energiei, nu pot fi încălcate, nu au excepții. Și al treilea motiv, nu se înțelege diferența dintre energie gratuită și energie din nimic, sau să-i spunem energie produsă. Și de aici vine și titlul acestui material. Așa că azi voi vorbi despre energie. Întâi, ce este energia? Energia este o mărime fizică. Și atât. Vă mai dau câteva exemple de mărimi fizice. Lungimea, temperatura, tensiunea electrică, viteza, volumul, masa și așa mai departe. Din păcate, mulți cred că energia este un fel de substanță, de câmp, de fluid misterios. Un fel de efluviu care iese din anumite corpuri și intră în altele. Auzim de multe ori că dacă facem un lucru sau altul, atunci se pogoară asupra noastră tot felul de energii, unele pozitive, altele negative, în sensul că unele ne fac bine și altele ne fac rău. Ei bine, nu există așa ceva. Nu există energii care se plimbă prin univers, așa cum s-ar deplasa un corp sau o undă, singure și de capul lor, energii pure, cum auzim uneori. De fapt, expresia energie pură, în general, nu are niciun sens. Energia fiind o mărime fizică, se referă întotdeauna la un sistem sau la un corp. Este întotdeauna a cuiva. Nu există ceva ce este doar energie, în sensul în care există substanță sau câmpuri. Gândiți-vă la o altă mărime fizică, de pildă lungimea. Există lungime? Nu, există corpuri care au o anumită lungime. Ați văzut vreodată lungime? Ați văzut vreodată volum? Nu. Credeți că există volume care ne fac bine și volume care ne fac rău? Sper că nu. Nu există evident așa ceva. Există doar corpuri care au o anumită lungime, care au un anumit volum, care au o anumită energie, care au o anumită temperatură. Niciodată aceste mărimi fizice nu sunt bune sau rele, cum se cade sau șmechere, vesele sau triste. Și cu energia este același lucru. Există sisteme și corpuri care au energie. Nu există energie decât ca mărimi care caracterizează un corp sau un sistem. În paranteză fie spus, veți spune, parcă văd, că există temperaturi care ne fac bine și temperaturi care ne fac rău. Nu, nu temperaturile ne fac bine sau rău, ci corpurile cu anumite temperaturi ne pot face bine sau rău. Nu temperatura în sine. Dacă ne arde un corp fierbinte, nu temperatura ne-a ars, nu temperatura ne-a făcut rău, ci corpul care avea temperatura ridicată. Și ultimul lucru la prima parte, ce înseamnă că un corp sau un sistem are energie? Înseamnă foarte simplu că poate să efectueze lucru mecanic sau poate să dea căldură unui alt corp sau unui alt sistem. Asta e tot. Asta înseamnă energie. Acum, dacă am lămurit ce este energia, sper, gândiți-vă la următorul lucru. Să zicem că avem un vas cu apă.
plin cu apă și un vas gol și turnăm o parte din vasul cu apă în vasul gol. Masa de apă care a apărut în vasul gol este egală cu masa apei care lipsește acum din vasul care era plin cu apă inițial. Sau dacă n-am fost atent și am mai și vărsat o parte din apă când am turnat, atunci masa de apă din vasul în care am turnat plus masa de apă vărsată este exact egală suma asta cu masa apei care lipsește din primul vas. Dacă s-a mai și evaporat o parte din apă, atunci masa de apă din al doilea vas plus masa de apă vărsată plus masa de apă evaporată este egală cu masa apei care lipsește din primul vas. Niciodată nu vom putea turna dintr-un vas care conține 6 litri de apă și atât, 8 litri de apă în alt vas. Așa este și cu energia. Dacă apare o cantitate de energie într-un sistem, înseamnă că a dispărut aceeași cantitate de energie din alt sistem. Sigur, energia care apare poate să fie de altă natură decât cea care a dispărut. Există multe feluri de energie, dar energia, indiferent de natura ei, este același lucru și dovada este faptul că, indiferent despre ce energie vorbim, unitatea de măsură este întotdeauna joule-ul. De pildă, unele reacții chimice sunt exoenergetice, adică atunci când au loc se degajă căldură. Arderea este un astfel de exemplu. Căldura care se degajă în urma arderii este rezultatul unor reacții chimice. Dar se poate obține căldură pentru că energia chimică de legătură a produșilor reacției respective, de pildă cenușă, dioxid de carbon și alte substanțe care au rezultat în urma arderii, energia lor chimică de legătură, deci, este mai mică decât a fost înainte de ardere energia chimică de legătură a lemnului. Să zicem că ați lemn. A lemnului și a oxigenului. Pentru că ceea ce s-a întâmplat a fost o reacție chimică între lemn și oxigen. Deci, ceea ce s-a întâmplat, de fapt, este că o parte din energia chimică de legătură a unor substanțe s-a transformat în căldură. N-a apărut căldură din nimic. Nu a apărut energie și nici nu a dispărut energie. Pentru exactitate, trebuie să menționez aici că unele reacții chimice au loc și cu variație de volum și asta înseamnă că se efectuează și lucru mecanic. Pentru că reacțiile chimice au loc în atmosferă, unde avem presiune. Și când se degajă gaze, ele trebuie să-și facă loc în această atmosferă. Dar nu are importanță. Dacă facem bilanțul energetic, deci dacă măsurăm câtă căldură s-a degajat, cât lucru mecanic s-a efectuat, vom vedea că întotdeauna s-a degajat atâta căldură și s-a efectuat atâta lucru mecanic, încât suma acestor două este egală cu energia chimică care a dispărut prin această reacție de ardere, pentru că am vorbit despre reacția de ardere, dar ceea ce am spus este valabil pentru orice fel de reacție. Căldura și lucru mecanic sunt menționate de obicei separat față de forme de energie, pentru că ele nu sunt de fapt forme de energie, ci forme ale schimbului de energie, dar asta nu schimbă lucrurile. Ele se măsoară tot în juli. Dacă vreți să știți mai multe despre asta, puteți urmări cursul de termodinamică. Faptul că obținem întotdeauna, indiferent ce fenomene fizice sau chimice au loc, atâta energie de un anumit fel câtă energie de altfel a dispărut din altă parte, este un mod de a formula legea conservării energiei. Și nu se cunoaște niciun fenomen fizic, chimic sau de orice altă natură în care să nu fie respectată legea conservării energiei. Și așa ajungem la al doilea motiv care împiedică pe unii să accepte imposibilitatea realizării unui perpetuum mobile de speța întâi sau a unor dispozitive care pot da energie din nimic. Unii cred că legile naturii pot fi încălcate. Ei bine, le numim legi ale naturii tocmai pentru că nu se cunoaște nici un fenomen care să nu asculte de ele.
Și dacă în sute de ani de experimente și observații nimeni n-a găsit nicio excepție, atunci avem o lege a naturii. Să încercăm să găsim excepții la o lege a naturii în garaj sau în bucătărie sau în hambarul de acasă, când n-au reușit mii și mii de cercetători în cele mai grozave laboratoare ale lumii, folosind cele mai sofisticate aparate, este o pierdere de vreme. Știu că unii spun că oamenii trebuie lăsați să viseze. Am și avut un astfel de comentariu. Da, sunt de acord, dar oare trebuie lăsați să viseze orice? Dacă un tânăr dotat pentru sport, să zicem pentru haltere, visează să ajungă campion mondial. Foarte bine. Trebuie încurajat, trebuie ajutat să se antreneze și nu cred că deranjează pe nimeni că are acest vis. Este chiar foarte frumos. Dar dacă un tânăr visează să ridice cu mâinile goale o bucată de metal de o tonă, atunci el trebuie dus la psiholog, deoarece acest vis nu duce la nimic. Dimpotrivă, îi poate distruge viața. Pentru că, fizic vorbind, anatomia umană nu permite astfel de performanțe. E frumos să visezi la imposibil, atunci când imposibilul înseamnă că nimeni n-a realizat așa ceva, deși teoretic este posibil, dar e patologic să visezi la imposibil atunci când imposibilitatea este de natură fizică. Dacă nici măcar teoretic ceva nu este posibil, ce rost are să transform acel lucru într-un scop al vieții? Știu dinainte că nu voi reuși. Al treilea motiv este legat de diferența dintre energia gratuită și energia creată. Și așa ajungem la titlul acestui material. Din păcate, există o adevărată isterie de masă în împrumutarea a tot felul de cuvinte și expresii din limba engleză. Așa ne-am trezit în limba română cu expresia free energy. Dar free energy înseamnă energie gratuită și nu știu de ce, când și cum sensul a devenit acela de energie pe care o creăm, energie pe care o obținem cu ajutorul unor aparate care încalcă legile naturii. Și acum lucrul cel mai important. Nu avem nevoie de dispozitive și aparate care să încalce legile naturii pentru a obține energie în mod gratuit. De pildă, energia solară. Soarele nu ne cere bani pentru această energie. Vă rog să nu-mi scrieți în comentarii că trebuie să plătim impozite și taxe, pentru că asta n-are nicio legătură cu conținutul acestui material. Sau energia unei ape curgătoare. Oamenii folosesc de mii de ani mori de apă. Folosesc energia unei ape curgătoare pentru a pune în mișcare roata de moară. Nu costă nimic. Și apropo, hidroenergia vine tot de la soare. Soarele evaporă apa și o ridică în aer. Apa ajunge deasupra munților, cade sub formă de ploaie și se transformă în ape curgătoare. Alte exemple, energia eoliană, care vine tot de la soare pentru că diferențele de temperatură fac să apară vânturile, energia mareelor și multe altele. Nu costă nimic. Și dacă vă gândiți un pic, toate energiile sunt gratuite. Țițeiul și gazele naturale au apărut tot datorită energiei solare, dar combustibile pe care îi obținem pe baza lor costă, pentru că trebuie să exploatăm zăcămintele, trebuie să prelucrăm țițeiul și trebuie să transportăm apoi combustibilii. Asta duce la costuri și nu existența în sine a zăcământului despre care vorbesc. Există în jurul nostru energie pe care o putem folosi, energie de foarte multe feluri, termică, nucleară, solară, hidro și multe altele. Universul nu ne cere bani pentru energia din jurul nostru. Este energie gratuită. Faptul că trebuie să plătim pentru anumite forme de energie și pentru combustibili nu este o consecință a legilor naturii. Este o consecință a faptului că trăim în societate și trebuie să facem în așa fel încât energia să fie distribuită la toți, să ajungă la toți, să fie folosită de toți. Acestea sunt lucrurile care costă și nu energia în sine.
Ceea ce nu există este energie produsă din nimic. De fapt, ajunge dacă spun energie produsă, pentru că așa cum am mai spus de atâtea ori, nimeni nu poate nici produce și nici distruge energie sau consuma energie. Putem doar să transformăm energia dintr-o formă în alta. Dar energia totală a Universului rămâne aceeași indiferent ce facem noi. Nu putem nici să o mărim și nici să o micșorăm. De aceea nu există perpetuum mobile, adică dispozitive care pot efectua oricât lucru mecanic fără să folosească energie din exterior. Și tot de aceea n-are rost să visăm la realizarea unor dispozitive care produc, creează energie, mărind în acest fel energia totală a Universului. La fel cum n-are rost să visăm că dacă ne antrenăm destul, vom putea ridica 1000 de kilograme. Nu rezistă scheletul. În final, există energie gratuită. Depinde de ce înțelegem prin asta. Dacă înțelegem energie produsă, creată, care se adaugă energiei care există deja în Univers, atunci nu, așa ceva nu există. Dar dacă înțelegem energie care nu costă nimic, atunci da, de fapt numai din asta există. Spre deosebire de telefoane, haine, mâncare, elicoptere care trebuie produse și de aceea costă, energia există deja, este în jurul nostru, peste tot. Deci este gratuită. Dacă ați crezut că pentru a obține energie gratuită trebuie să încălcăm legile naturii, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!